Proprietarii animalelor afectate de pesta porcină africană vor fi despăgubiți de stat. La nivelul județului, în ultimele două luni, virusul a fost confirmat în 10 de gospodării din 14 localități. Potrivit DSVSA Olt, la Cilieni s-au confirmat 7 focare, la Slăveni 10, iar la Stoienești 9 focare, luându-se decizia omorârii tuturor animalelor din toate aceste localități. În urma acestei acțiuni, peste 280 de olteni vor fi despăgubiți de stat. 178 de dosare pentru Cilieni, 56 pe Slăveni, Gostavățu și 48 de dosare pe Stoienești. Din datele pe care le avem la momentul actual, spre sfârșitul lunii începem cu localitatea Cilieni. 10 lei pe kilogram oferă autoritățile pentru porcii uciși de pesta porcină africană. Banii vor ajunge fie în conturile indicate de fermieri, fie la primărie. Cele mai multe animale au fost eliminate de medicii veterinari în localitatea Cilieni. Uciderea preventivă, ca urmare a numărului mare de focare confirmate, s-a efectuat în localitatea Cilieni, acțiune desfășurată între 17 iulie și 25 iulie, cu eliminarea 668 de capete de porci. În localitatea Slăveni, aparținând de comuna Gostavățu, s-a desfășurat în perioada 1-2-8 cu fiind eliminate 209 capete de suine și în localitatea Stoienești între 6 august și 7 august, două zile, cu eliminarea unui număr de 236 de capete de suine. Astăzi, încă de la primele ore ale dimineții, echipe de specialiști au continuat acțiunea de ucidere preventivă a animalelor din Orlea, localitate în care, în urmă cu câteva zile, au fost confirmate 17 focare de pestă porcină africană. Și aici, toți crescătorii care au porcii crotaliați și înregistrați în baza națională de date vor fi despăgubiți de stat.